Elevii claselor terminale de liceu au susținut marți proba obligatorie a profilului matematică sau istorie în cadrul simulării examenului de bacalaureat conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Subiectele de la simularea examenelor naționale sunt redactate sub forma unei broșuri care se tipărește față verso și sunt elaborate pe baza conținuturilor și competențelor asociate acestora conform programelor. Tinerii liceeni au păreri diferite despre dificultatea acestor subiecte. A fost ok, nu? Da. Ești pregătită? Te ajută la subiecte mai ușoare? Au fost medii, să zic, așa. Nu neapărat mai ușoare, pentru că simulările sunt mai grele în general, față de BAC, dar m-am descurcat. Dar la ce? La matematică? Sau? Da, la matematică. Pe profil real. Ce notă crezi că ai luat? Peste 7,50, sper. A fost foarte bine, am învățat, am făcut tot. Am greșit puțin pe la puncte C, dar le-am dus până la capăt aproape, deci eu zic că 8-9 iau. Și la BAC cum crezi că vor fi subiectele? La fel de ușoare sau? Cred că cam la asemănătoare. Pentru cine învață ușor, pentru cine nu învață, nu ușor. Subiectele au fost foarte ușoare pentru oricine. Să sperăm că și la BAC de la fel de ușor. Ce notă crezi că iei acum? Acum cred că iau 9,50, mă duc într-un 10. A fost destul de ok, adică dacă înveți, sigur reușești. Eu zic că am făcut tot, zic că iau un 10. La matematică sunt la științele naturii. Sincer, mă așteptam să fie mai greu, dar am lucrat înainte, am lucrat la clasă, am lucrat variante și a fost ok. Mă așteptam să fie puțin mai greu, dar a fost ok. Chiar a fost ok. Cred că iau 8,50 sau 9. Surprinzător, a fost ok. Ce subiecte ți-au dat bătăi de cap? Cred că subiectul 3. Oricum, eu dau la medicină, deci nu prea am treabă cu matematica. Dar până la BAC eu zic că o să fie bine. Sincer să fiu, a fost mult mai ok decât mă așteptam. Te așteptai la ceva mai eu? Da, după simularea la română, da. Și ce notă crezi că... Chiar nu știu, nu vreau să-mi fac nici speranțe prea mari, nici speranțe prea mici. La simularea județeană, câte luai la matematică? 6,40. Și acum au fost mai ușoare subiecte? Da, mult mai ușoare. Te-ai pregătit mai bine? Da, în opinia mea, da, cred că da. Nu a fost ok, da. Ajută la subiecte mai greu? Da, sincer. Au fost destul de ușor, ce orile au fost mai grele. Ce notă crezi că vei? Peste 7,50. Rezultatele vor fi comunicate pe 6 aprilie și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au susținut aceste simulări prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vară. Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog.